Mamă, știi impresionul ăsta. Curând. Să vă ploaia să vă bată că mi-a dus viața la urină. Și urina mai departe. Bună dimineața, dragi prieteni, și bună să vă fie inima, boys. În vlogul de astăzi vreau să vă spun cum arată o zi din viața unui șofer de tir. Deci, practic, în principiu, filmai două vloguri, asta este al treilea. Le aveți în descriere pe amândouă. Deci, ca să vedeți și voi cum arată o zi din viața unui șofer de tir, vă povestesc pe scurt. Dacă vreți să vedeți mai pe lung, vedeți și următoarele două vloguri din descriere. Suntem la fabrica de bere. Primesc chiar job start la ce oră? Start la ora 4. Bă, pentru startul ăla la ora 4 noaptea, să vă gândiți voi în felul următor, că eu trebuie să mă trezesc la ora 2:45. La 3:30 sunt gata, mi-au papornița asta fiind. Și vin la muncă, da, venim la muncă, aceea zic, bă, hai bă că... Și da, știi? Pleca eu așa, 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 cu DAF-ul DACV-ul care are 1.085.000 de kilometri, cam așa ceva. 1.085.000 de kilometri, deci noua achiziție, noua apariție în tot ce vrei, da. Veni pe aceea, cum vezi, pe aceea prin curte, să vă arăt la fabrica de bere cum e. Deci s-au apucat așa de lucrări, fac lucrări puternice, rău de tot, e greu, e greu, înțelegeți? Acum că știți și chestia asta, aveți și motiv să dați like. Bă, viața mea, plecai încolo, mă trebuie să descarc după față și rămân să gaură în remorcă la jumate. Merge așa pe drum, merge așa, te lua șofer de tir, tu știi, tu descarci, tu faci, tu drești tu, hai că. Bă, man, bun, zici și făcut. Merg să eu așa, trecut timpul, trecut vremea, descărcai, mă luai cu unul la un pic în gură la telefon, când veni mă luai cu calde direct. Că știi, 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 calde, calde. Nu ne prinse pe la care m-am certat aici la fabrica de bere. Dar auziți, să vă aminte, ultima oară când am fost aici la fabrica de bere, m-am certat cu unul grav de tot și n-am mai vrut să mai vin, că ăla era jegos rău de tot, știi? Ăsta a proiectat frumos cu mine, așa, mă loc, că ce ai făcut, că ce-ai verificat el acte, iar dai pe acte. Bă, nu, că ăla dinainte, ăla dinainte ce a făcut? Când am plecat, când am venit ultima oară aceea. Ăla dinainte, bă, man, a venit direct. Îi pun actele pe birou, zice, pune-le în tăvița aia acolo. Bă, mă, în sânge, verifică-le. Și la o săptămână, ce crezi? Au descoperit ei că n-am plătit eu nu știu ce pot, pe nu știu unde, și mi-au dat 100 de lire amendă. Asta-i seama? Că podul era cu pay late. Înțelesași? Bă, sper să nu fie râși ăștia aici, bă, sunt aici ăștia, bă. Sunt inghieri aici, bă. Dar nu are murcă, ar trebui să nu mă bage seama, că nu are murcă pe mine. E ok? Ok-les. Hai că nu e, că e femeia servicii aceea în birou. Ia camera înapoi. N-am voie să filmez pe cei în curte, dar vă arăt. Să modifică pe aceea, să fac 3 fabrici de bere într-una. În Anglia asta există tot felul de fel de joburi. Uite, unchiul pe stivuit pe excavator dormi, doarme în excavator de când intrai în curte. Și cred că mai doarme. Ce viață. A, uite-l-o. Doarme la 4, așa, 1 milion, 2, 3. Există fel și fel de joburi, de cum ar fi omul care spală peretele, vezi? Există joburi de spălător de perete, speli peretele, vii cu utilajele tale, vii cu apa ta în dubă, îți bagi apă în utilajul ăla și speli peretele oamenilor și ei plătesc pentru spălarea acelui perete. Vii cu, vezi, vii cu șalopetă, vii cu tot ce trebuie și speli peretele. Îți pui să nu te uzi, știi? Le iei 300 de lire pe 2 perete spălați. Ai înțeles? Bun. Dacă astea au fost puse, o știi și pe asta, nu? Eu îl depunez pe partea dreaptă pentru că n-am răbdare să stau după el. Pentru că aici este o coadă infernală, având în vedere faptul că oamenii descarcă. Oamenii descarcă, încarcă pe aceea. Fac ei ce fac ei. Eu băgai altfel de model de job. Băgai unul cu butoaie din asta de bere. O să aveți două vloguri în descriere în care o să vă dați cu părerea despre ce și cum. Bă, ajunsai aici, bă, man. Vă zic că mă trezic, intrai la 4 și e 11:40. Merse la birou frumos, gata, am terminat job. Spuneți-vă voi acum, pentru ce mă trezi eu la 12 noaptea? Vă spuneam și pe de agenție, bineînțeles, și spuse, nu mai vin. Nu mai vin. De ce? Ăsta era job pe care eu trebuia să-l fac liniștit. Trebuia să mă trezesc la 6, la 7 trebuia să vin la muncă liniștit, să-mi văd de viața mea, de treaba mea, de treburile mele, nu să... Aute, spar telefonul, spar display, spar camera. Nu să mă trezesc pe mine la 2 noaptea, bă. Mă trebuie la 2:45 noaptea ca să vin la muncă să am dat o remorcă cu două descărcări să terminați cu mine. Uf. Și acum până de seara ce-i faci? Ce-i faci eu până de seara că e 12? Doar până de seara, doar diferența. Doar diferența până de seara. Mă pun în pas și dorm. Că nu puteți să dormați noapte și să muncesc ziua.
Nu pot, bă, și eu ca omul normal să muncești și tu, Adriane. Muncește, bă, Adriane, și tu ziua ca omul, bă. Nu stai, uite, stai și tu ca lumea, uite, încarcă lumea bere, picolea. Stă lumea și muncește, stă lumea pe Facebook, stă lumea. E, eu munci de noapte, a. Și acum am trebuit să la casă, că nu mai ajut să mă indea. Și mă duc acum acasă, măcar să am 3 vloguri de editat, să le fac până de seară, că nu mai vin, gata. Nu mai vin, gata, nu mă, nu mai, bă. Nu mai mai ceva, e imposibil, bă. Ia uite cum stă lumea. Stă lumea o oră, două ore, cu alea 3 ore, liniștit, ia uite. Ia uite cum stă lumea, bă, 2 ore, 3 ore, o oră, 4 ore, cu alea. Liniștit și nu se mai plânge, bă. Nu se mai plânge lumea, eu mă trezesc la 2:45 noaptea. Când mă trezesc să port ochelari de soare acum, să-mi tremure ochiul. Să-mi cu ochiul albu, să port ochelari ca să-mi albească ochiul definitiv. Să mai văd cu el. Doamne, da, mea, nu mai vin, mă, nu mai vin, eu eram soartă că ăștia așa umblă și așa procedează. Așa procedează cu tine și cu trupul tău, așa. Uite, mă, dar ce pretenții să mai ai dacă îți dă camion de 1.085.000 de kilometri? Ce pretenții să mai ai? Râs. Râs și panorama când tragi, așa trage. Trage, deci trage sufletul. Hai, toată lumea. Eu și cu Iveco ăsta ce mă simt, facem. Atât. Are toată lumea cu un camion nebune. Bine că s-a schimbat urâtul ăla, poate nu-l văzui eu, bine că s-a schimbat ăla aceea, bine că nu-l mai văzui. Au făcut rampe cu alea multe, bă, boys, au lărgit curtea. Și ultima oară când am făcut eu vlog, luau ăla cu excavatorul după ce ieșea la pământ și muta, și ălea, știi? Parchez cu alea așa, să plec acasă, bă, cum să-i 4 ore și 11 minute fix. Doamne, ce viață o aveau. Spuneți-vă și voi acum, am trezit la 2, pentru ce mă trezit eu la 2 noapte? Spuneți voi că eu nu mai spun nimic ca să mă bată mama dacă mi-i spun eu ceva. Că sunt demoralizat. Ia uite, bă, îl pun cu alea așa și-l opresc. Am început să urăsc noaptea, mă. Noaptea e pentru altceva, mă. Doamne. Uitați-vă și voi, deci închipuiesc cum e să treci la 2:45 noaptea, să ieși afară la 3:30. La 3:30 să bântui până la cu ea în soare și acum să stai în soare. Și încă te gândești, nu mai băga. Bagă-le, bă, și înapoi. Bagă-le și să-mi strâng camere, să-mi strâng tot, să plec acasă. Nu, mă, nu, nu, că nu, nu face nicio logică în mintea mea. Deci trebuie și lua de la agenție. Uite, o, e frumos. Acum ai trimis mesaj, lua de la agenție, e frumos. Ce? Mi-o trebuie mie, mă, să bag eu de la... Mă trez la 2 noaptea. Și o la 11 mă duc acum acasă. Ce-i face până de țară, mă, la 12? Că până la 12 noaptea nu mă culc, așa morar. Ce-i face eu până de țară? Stau și mă uit în sus. Mă uit în sus să mă bată, da, așa fac. Stau, mă uit în sus, mă uit în sus, doamne. Trebuie să mai beau o gură de... Aș da ochelarii jos, dar nu mi-e frică că mă se albește ochiul. Asta e, bă, asta e viața, bă, petit. Vă spun. Și acum nu că mă plâng ironic. Nu puteam, bă, să încep. Bă, dacă făceam 12 ore și eram mai mulțumit. 12 ore dacă le fac de la 7. La 7 seara sunt mai mulțumit. Pentru că nu sunt atât de obosit. Eu de s-am grijă de mine și de trupul meu, bă, că de trupul meu nu are nimeni grijă dacă n-am eu. De s-am grijă de mine, bă, ca să rezist 100 de ani pe pământ. Că dacă nu, nu. Dacă îmi albesc părul cu ei, nu mai gata. Mă ia capul, bă, uite, făcut și am o repachet. Ia uite, bă. Bă, după ce că munci, la 4 și cu 8, 4 și cu 8 cât vin eu? 12, da, 4 și cu 8 vin 12, mă? Da, exact, 12, 8 ori. Nici nu-i 8, nici nu-i 12. Da, mă, dar te trezești la 2, ai toată faza, te trezești la 2, când puteai să muncești 10 ore trezându-te la... Ia uite și tu, urs. Trebuie să muncesc 10 ore trezându-te de la 7 liniștit. Știi? Și nu le simțeai atât de tare. Nu simțeai 10 ore trezându-te de la 7. Cum simți 8 ore trezându-te de la 2 noapte. Nu mai voi, trebuie să fac o statistică clară. Listă. Nu ai voie să te duci la muncă mai devreme de ora D. Nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia, coxul, da? Ce trebuie să le scriu aici, mă, pe foaia asta? Te mai scriu ceva aici pe foaia asta. Finish la ora 12:00, total ore 8 ore. 8. Nici pauză. Nu fac voi. Nici pauză, voi 15 minute pauză. Acum trebuie să fac restul. Mulțumesc, bai de uite, dacă vreau să vă înscrieți.
Wow! Soarele ăsta care bate în weekend. Diesel cât bă eu? 85 de litri. 20 de litri alb blu. Semnătura mea. A, D, R, I, A, N, P, T, R, A, Ș, Q, dată. Asta o fi viață, mă. Nu se poate, bă, așa ceva. Nu se poate, M, R, O. M, R, O, no. Driver sign, vrei, vezi? Bă, ce mă pune să scriu aici, bă, total? 8, că nu mă întrebe nimic. Că tot fac și totalul la ore, că nu mai, că nu stau cu voi, bă. Și de ce fac așa? Că de ce să fac așa? Vă spune fratele vostru că știu. Fac așa pentru că le trebuie camionul acum, că vine șofer să înceapă după masă la ora 5, să aibă camionul aici așa. Ai. Ai pe mine o băgare de umplutură așa la fentă cum ar veni. O băgare așa, râsul lumii. Hai să-i dăm și lui râsul ăsta ceva de muncă. E că avem un loc. Hai că da. Nu mai mă duc la el. Nu mai mă duc, mai bine. Bă, decât să mă duc așa, mai bine stau acasă, bă. Mai bine stau acasă, bă, liniștit, bă. Bă, mai bine stau acasă, liniștit, vă spun drept, bă. Că mi-a albesc ochii degeaba, bă. Toată viața mea. Mai bine intru și fac un live, liniștit, și fac aia, și fac... Bă, de treaba mea, bă. Fac un live, liniștit, îmi filmez un videoclip, bă. Mă duc cu pace la muncă, bă, să mă duc cu dispoziție, cu pace, să mă duc. Mă duc la gunoi și încarc gunoaie, bă, dar mă duc fericit, bă. Fericirea mea costă cel mai mult, bă. Uite-te și tu. Uite și tu, plec acum acasă la ora 12, mă duc și mă culc, diferența. Îi trimit acum lui ăsta mesaj. Pentru ce mă trezi eu la ora 2 noaptea, mă, bată, bă, norocuză, bă, bă. Bă, și eram sigur că așa cu fabrica de bere sunt sucis rău de tot, bă. Ăștia nu i-am suportat de foarte mult timp. Nu mai plec de acasă. Fără ora 7 nu mai plec de acasă. Vreți așa? Mă duc la muncă, nu mai vin, mă bată, vă norocul să vă bat. N-aveți ce să faceți. Când vreți să mă luați de acasă, după ora 7 am program. Până atunci nimic, mucles. Să vă ploia să vă bată că mi-a dus viața la urină. Și urina mai departe. Îmi luai tot, vă, vin cu coaja asta. Că așa îl țin până fac 2 milioane. Până face 2 milioane. A murit. Hai că și eu rog scuze de 20.000 de ori. Că nu se mai întâmplă, că nu se alea. Cred că sună la agenție, spun că nu mă duc mâine. Că așa de obicei trebuie să anunțe, că nu se mai, nu mai vine prostul mâine. Cum să vii, mă, trebuie la 2 noaptea. Să vii la 12 acasă. Păi lumea acum ia pauză de 12 frumos. Și pe aia mai muncești o jumătate de zi liniștită, nu? Eu ce fac? Plec acasă, mă culc și eu. Cum mă culc? Mă culc așa. Mă bată tata că mi-e trebuie să plec la două la muncă. Nu. Asta e ultima. Ultima cum sunt. Eu sunt voi. Nu vă faceți griji, eu sunt. Mă duc să-mi iau cazanul, să mă duc acasă. Să fac un duș, să mă bag în pat. Să fie pentru ultima oară când mai accept eu startul de dimineață. Mai bine știu că mă duc 2-3 zile pe săptămână. Dacă așa mă duc 2-3 zile pe săptămână. Maxim 4 mă duceam. Mă duceam 4 din 7 la muncă. Măcar atunci să mă duc cu bună voie, cu frumos, așa, cu alea. Că nici cu bani nu te umplu, știi? Dar planul meu e ca să și schimb orașul. M-am ușit din prestonul ăsta. Curând. Undeva unde sunt mai multe firme, unde să plătesc mai bine joburile, văd eu. Din toată experiența mea, boys, vreau să vă spun că orele de noapte sunt altceva. Din cauza fiind faptului că lumea se uită că filmezi, știi? Stil ștruț, așa. Am avut o bună perioadă în care am fugit de muncă. Acum mai bine mă duc și leg chinci, mai bine asigur ore de hârtie și nebunii, decât să... Bă, mașina asta de ce faci așa? Face la din cheie, numai ca să vă vadă pe vlog. Da, exact. Face la din cheie de sus, de la balcon, că mă văzu, știi? Și vreau să-mi atrag atenția, să par mirat și să filmez, să vă arăt și vouă, da. Ce să ai, că să vezi cum joc pe fraier și cum ar veni. Parcă n-am mai văzut ceva. Ce să fac? Hai mă, să mă duc acasă acum. Totuși să mă duc acasă. Uite, bă, cazanul aici la bordură. Da? Schis portiera, da? Bă. Înțelegeți voi? Cum stăm? E greu. E greu, vă spun drept. Star la două noapte, e greu. E greu să mă bată mama, nu mai știu cum e.
Deci acum nu sunt treaz, parcă lucrei o zi întreagă fără să fiu trezit din somn cum ar veni. Ia uite o colea cazanul. Te urci în el pe o parte. Hai nu să nu lovești mașina asta de lux. Și pleci acasă, bă! Hai acasă, bă! Că mă trimiseră acasă, bă! Nu mai vin la voi, gata. Nu mai vin la voi. Numai la 7 vreau să încep dimineața. Vreau să fiu fericit. Vreau să fiu fericit, bă, că eu mă visez lucrând pe tir și la 90 de ani. Dacă nu, ce am trăit și ce am vorba aia. Că luxuri și așa n-am. A luat-o! Deci, băi, m-a trimis la casă după tirile așa, mă, cu la casă. Ca nu care a făcut vlogul de astăzi, m-am dat i like puternic de tot. Arunc și o pălărie acolo. Dar uite pe ce prin curtea școlii. Aveți nevoie de trupurile voastre, că ăla e locul unde sunteți obligați să trăiți. Vă pup și ne auzim pe cea, stimă. Dați like, dați follow pe aici, pe pagina Facebook Adrian Cux, inclusiv pe TikTok. Vă pup.